asta așteptam să facem de mult timp. Sunteți motocicliști amândoi, pasionați? Da. Eu doar pasager, dar pasiunea este la amândoi, nu-i doar șoferul, ca să zic așa. Greu cu rochea pe... Aoleu. Vă dați seama că nu știam cum ce o să țin, bătea vântul, curentul, cum ne țineam buchetul să dea din inerție. Cum ați văzut reacția oamenilor pe stradă? Da, da. Apropo, și poliția de mașină de radarul. Mi-am propus să facem nunta pe motociclete, cu toții, în paradă, să fim altfel decât restul nunților. Nu înțeleg. Da. Așa văd de rochie din piele. Deci abia am așteptat momentul de 10 luni de zile de când au venit și ne-au spus. Și când am văzut că plouă asta, toată lumea zicea că plouă, că plouă. Poate să plouă, că eu mă urc pe motocicletă ca la așa. Și zic că o iau pe fina și pe motocicletă. Rochia e făcută la comandă, da. Bănuiesc că vine și motociclistul și... Exact, exact, da, da. Și un pic pasiunea care este și s-au adunat toate. Dacă mult, ce să spuneți, le dorim casă de piatră tinerilor și copiii să ne facă, să spotezăm tot pe motocicletă. Bună idee, un renunț pe motoare. Foarte bună, da. De ce nu? E în torn cu evenimentele. Ce le orați? Casă de piatră și copii frumoși. Văd că sunteți în ton cu evenimentul la ținută. Așa trebuie. În piele și pe motoare. Cam câți motocicliști au participat? În jur de 20. Din ce județ? Galați, Brăila și am avut și invitați din Tulcea. Vă doresc ani buni, ani mulți împreună și să vă bucurați de ei, cât mai puține supărări și să treceți peste ele. Înțeleg că ar trebui să evitați și accidentele acolo unde se mai întâmplă. O nuntă frumoasă în continuare, vă doresc. Doamne ajută! Mulțumim! Acesta este certificatul.